Ideea când am ajuns eu la acest curs, eram foarte supărat pe cei care cred foarte mult în boli, în general, nu numai în COVID sau ne-COVID. Ajungând la acest curs, m-am mai relaxat și am început să văd că treaba mea e treaba mea și treaba lor e cu credința lor. Adică eu am învățat și mai mult din acest curs să am mai multă grijă de mine și de ce vreau eu să fac, că n-are rost să-i conving pe ceilalți că există sau că nu există. Că Că nu există boală. Că nu există boală. Că este doar o imagine, de fapt. Boala în sine este o imagine foarte bine propulsată, ca să zic așa, pe mass media. Iar eu nu mai stau, nu mai am nevoie, nu mai am energie să îi fac pe ceilalți să creadă că nu există și că e doar o imagine, iar eu am mai multă grijă de energia mea, practic. De ce vreau eu să fac cu mine, pentru mine. Pe toată perioada acestui curs am avut mai multe vârfuri de trăiri, de senzații, de ahauri, ca să zic așa. Unul dintre ele a fost când mi-am dat seama că dau foarte multă energie unor rahaturi, ca să zic așa, și mă focusez prea puțin pe mine, pe plăcerile mele, pe ce am eu nevoie. Pe acest curs a mai fost un aha puternic când la un moment dat a fost o discuție cum că pot să, și asta mi s-a părut esențial pentru mine, pot să văd o chestie nașpa și să o alimentez cu chestii nașpa, pot să fiu de partea cealaltă și să zic nu, că chestia aia nașpa nu e ok, sau că, adică să tot alimentez. Chiar dacă merg înspre sau merg în direcția opusă, tot o alimentare a chestiei nașpa este. Și cum aș defini eu acest curs ar fi energia de din afara pendulului, pentru că poți să te uiți din afară și să vezi pendulul cum se mișcă, cum unii ne-l alimentează pro sau contra, iar tu să fii în afară și să vezi din afară lucrurile, să nu te mai impacteze atât de tare. Dacă ar fi să mișc un obiect, îl alimentez cu o energie, știi? Pro sau contra. În schimb, asta este o mișcare du-te vino. Si. Dar eu pot în același timp să fiu în afară și doar să observ cum se mișcă, fără să mai alimentez nici pro, nici contra. Pur și simplu să observ. Da, uite, tot așa legat de asta cu privitul în afara pendulului, în acest curs ar fi mișto o metaforă în care, spre exemplu, considerăm că ești doar într-un plan și lucrurile se întâmplă doar în acel plan în care, pentru orice mișcare, trebuie să depui o energie. Ca să poți să mergi înainte sau înapoi, să depui o energie. Dar cum ar fi ca în acel plan să mai apară încă un plan, de fapt, total deasupra, cam și cum ar fi un porumbel care zboară pe deasupra și vede omul că merge pe stradă și depune energie să meargă pe stradă, dar porumbelul vede de sus de tot. Și pentru porumbel nu este. Nu, el nu depune porumbelul nicio energie, el doar îl vede, pur și simplu îl observă pe om cum merge pe stradă. Asta am descoperit eu în acest curs, că poți să vezi lucrurile din afară total, să zici, ok, există și asta, interesant, și să-ți vezi de drumul tău. Mai e o metaforă mișto, când ești în mașină, la volan, și plouă. Și pornești ștergătoarele și
În momentul ăla ce faci? Te uiți la ștergătoare cum se plimbă stânga-dreapta sau mergi înainte pentru că tu ai un drum important de făcut? Pentru că dacă pornești ștergătoarele, ele vor merge în continuare pe acel plan al geamului, iar tu cu mașina te vei deplasa din A în B, chiar dacă plouă, chiar dacă nu. Dacă stai să te uiți la ștergătoare, poți chiar avea un accident. Asta am descoperit la acest curs. Că poți să mergi înainte cu treaba ta, cu ce ai tu de făcut, cu ce vrei tu să faci, fără să te uiți la ștergătoare.